Trebuie să ai un mare curaj ca să accepți acum un post la conducere. Sună foarte ciudat să spun asta. E ca și cum aș recunoaște că încă în lumea mea mai sunt conduceri, mai sunt posturi de condus și așa mai departe. Pentru că, așa înțeleg eu lucrurile acum, lumea se împarte în două, dar pe același teren. E ca și cum un pământ, dar vibrațional se împarte în două lumi. O lume care vibrează înspre nou, așa a zis, și o lume care a rămas undeva, dar și ia viteză și aia, ca și vibrație, și se curăță și se spală și undeva se întâmplă ele, într-un punct, se adună, se întâmplă pământul ăla minunat. Și asta ziceam, trebuie să ai mare curaj ca să accepți un post la conducere acum, când pământul s-a desfăcut în două, da? În două feluri de vibrații. Pentru că eu tot nu înțelegeam, măi, dar nu e nimeni să spună, nu e nimeni să înțeleagă, nu. Pentru că omul care vrea să conducă mai departe, e încă în vibrațiile pământului vechi. Și el, dragul de el, oricine ar fi, își alege drumul ăsta, chiar dacă intră în lup, adică în cerc, și se întoarce în trecut. Deci noi suntem în prezent, dar mai are ceva treabă. Și poate să se întoarcă încă pe 20 de ani sau pe cât e mandatul, 5 ani, 10 ani, în trecut cumva, să mai rezolve niște lucruri, să pună la punct. Să le pună la punct sau nu, e treaba fiecăruia. Și atunci astea se întâmplă. Și cât privește vibrațiile înalte, se alege alt pământ și oricum nu noi ne alegem și totuși noi ne alegem. E undeva la mijloc, e un drum, trebuie să înțelegem multe lucruri, trebuie să trecem prin multe și e foarte frumos, e foarte anevoios, e drumul nostru și asta trebuie să facem. Eu eram speriată la început. Cineva pleacă în vibrații nu știu unde și cineva alege în trecut să se întoarcă și să vindece și să rezolve una alta. Și eram cam speriată și zic, sper nu eu, sper că nu eu. Și acum înțeleg, eu am fost aia care am ales și m-am întors și 4 ani m-am zbătut nu știu unde, când mi-aduc aminte. Dar a fost un drum minunat și ceea ce doresc fiecăruia să-l parcurgă. Eu nu pot să parcurg pentru nimeni, asta am înțeles, din păcate, cam așa înțelegeam eu, că eu sunt aia care trec și fac și dreg și lumea sare unde trebuie să sară, nu. Fiecare trebuie să sară unde trebuie să sară și să treacă un drum frumos și drum bun pentru toată lumea. Cam asta e.